Ok, sunteți încrezător că până la urmă instanța vă va da... Da, exact, da. Alte cuvinte. A rămas în pronunțare când și-a aștepta, nu s-au generat motive de amânare și cel mai probabil concursul zilei de mâine vom avea soluție. Să ne dați mai multe detalii despre ce se întâmplă acum, după această decizie a Federației Române de Fotbal pentru neacordarea licenței, care ar fi următorii pași pentru Cluj? Un pas sigur este dreptul nostru de a ataca cu recurs decizia dată de către Comisia de Apel. Termen limită 31 mai și dacă avem noroc și pe 22 nu se generează niciun motiv de amânare, se poate confirma planul pe 22 și atunci acel eventual recurs la TAS ar putea fi efectuat având la bază planul confirmat. V-au contactat și cei de la Rapid, am înțeles că. Da, desigur, am discutat cu ei și încercăm să stabilim o strategie comună. Trebuie să fim foarte precauți în a adresa acțiuni care ar putea afecta afilierea clubului la această federație. Da, mai sunt cazuri în fotbalul românesc și mă refer aici la FC Bihor, care la fel au mers la TAS, însă nu li s-a dat dreptate și vreau să ne spuneți care ar fi diferența între UCLU și ce... Categoric, este o diferență foarte mare. FC Bihor a apelat la procedura insolvenței în 2009 și în 2011, în 1 iulie, abia a reușit să-și confirme planul de reorganizare. Vreau să observați că în 1 iulie 2019, după ce au făcut recursul la TAS. Noi am deschis procedura în 6 februarie și, dacă avem noroc, pe 22 mai al aceluiași an, cu toate că au fost și contestații și alți scriitori care au vrut să depună plan care până nu l-au mai depus, am avea șansa, după 3 luni jumate, să avem planul confirmat și aceasta înainte de a formula recursul, care, așa cum am declarat, ar fi termen pe 31 mai. Credeți că TAS totuși vă va da licența? Multă lume din fotbal spune că nu e. Nu aveți ce să schimbați, inclusiv Mitică Dragomir. E posibil, orice e posibil. Noi speram să primim licența de la Federația Română de Fotbal și nu am primit-o. Dar e un demers pe care luăm în calcul acest recurs la TAS. Dar este adevărat că Universitatea Cluj în acest moment nu ar avea fonduri nici să plătească acea taxă pentru Tribunalul de la Lausanne? Universitatea Cluj? Clubul. Da, cum să nu avem? Societatea, mă rog, fine. Avem mai mult de 30 de miliarde de luat de la Liga Profesionistă de Fotbal și peste 12 miliarde în conturile societății. Și din acești bani se pot face memorii? Adică se pot fi utilizați pentru a face memorii? Sau? E o cheltuială utilă pentru a obține licență, sigur că da, avem. Am putea plăti pentru toată liga întâiată. Cum comentați această decizie a comisiilor de licențiere de a se exprima în timpul unei competiții sportive și neașteptând finalul campionatului pentru înștiințarea avizului afirmativ sau negativ? Nu vreau să comentez deciziile Federației de Fotbal cât timp reprezint acest club. E așa regulamentul, e de aceea natură încât obligă această comisie să se pronunțe înainte de a se termina campionatul. Nu vreau să comentez acest lucru. În acest moment... impactul asupra jucătorilor care mai știu că au de jucat și evident că a existat un impact. În acest moment, practic, această echipă este în divizia B. Dumneavoastră, din calitatea pe care aveți, ce mai sperați? Ce puteți face? Repet, mai sperăm că putem obține această licență și dreptatea pentru acest club de fotbal la Tribunalul Arbitral Sportiv de la Lausanne. Mai există și varianta de a ataca decizia Federației de a nu ne acorda licența în instanțele civile din România. Vă gândiți la această variantă, serios? Da, ne-am gândit tot timpul la această variantă, dar trebuie să analizăm și cu specialiști din domeniu, deoarece nu am vrea să riscăm dezafilierea, lucru prevăzut în regulamentul Federației Române de Fotbal pentru cluburile care îndrăznesc să apeleze la instanța civilă, cu excepția situațiilor în care apelul la Tribunalul Arbitral Sportiv nu ar fi interzis de legislația română. Este un... Da. Noi ne aflăm într-o astfel de situație în legea contenciosului administrativ, nu este interzis apel la Lausanne. Dar sunt ferm convins că o instanță civilă din România ne-ar da dreptate și ar constata că datoriile din 31.12.2012 nu sunt scadente datorită deschiderii procedurii de insolvență. Acest club s-a pus sub protecția insolvenței începând cu 6 februarie, adică exact în perioada între 31.12. și 31 martie. Existența sau nu a planului de reorganizare confirmat
nu trebuia să fie o condiție pentru a considera acele creanțe de anul trecut restante. Cu toate acestea, federația a înțeles să condiționeze totul de planul de reorganizare confirmat. Dar există vreo șansă ca acel plan de reorganizare să nu fie aprobat, să nu fie validat acum în 22 mai? Din punctul meu de vedere, nu ar trebui să existe niciun fel de motiv, dar contestații, un viciu de procedură, vedeți că e posibil să se întâmple. Dar ce se poate întâmpla cu planul de reorganizare în condițiile în care administratorul judiciar este schimbat? Adică poate noul administrator judiciar să depună un nou plan de reorganizare și să se tergiverseze și mai mult lucrurile? Nu. Planul de reorganizare care a fost depus de noi, acela va fi votat și confirmat, iar înlocuirea noastră oricum nu poate să opereze înainte de data de 22, când e termen în dosarul 106. Azi s-a judecat doar o contestație a finanțelor împotriva înlocuirii noastre și împotriva formării comitetului de către societăți. Deci planul de reorganizare nu este un dosar paralel care nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat astăzi la tribunal. Nu poate să aducă noul administrator judiciar modificări la acest plan? Evident, și eu dacă aș rămâne sau nou administrator judiciar care va veni, poate să modifice planul dacă există motive să-l modifice. Ce mesaj aveți pentru acest suporter? Ei știu că și jucătorii, că echipa practic este în Liga 2. Ei, nu e nimic hotărât încă și vom lupta cu toate mijloacele care le avem pentru a obține licența pe care acest club a dovedit că o merită. Avem stabilitatea financiară să ne susținem. Este frustrant. Chiar avem o situație financiară, aș zice, de invidiat și de către alte cluburi și este incredibil că se refuză să se vadă acest lucru. Dar, repet, nu vreau să discut mai mult despre deciziile. Vom ataca în instanțe, vom vedea care dintre ele sunt cele competente. Dacă nu voi fi înlocuit, am deja programat o întâlnire cu două case de avocatură din București, împreună cu Rapidul, să facem o strategie comună, să vedem poate mai multe minți, vom vedea care ar fi soluția.